Mulțumim pentru timpul acordat și invitații care au fost și ați dat curs invitației noastre. La ziua de astăzi, Poliția Capitalei inițiază campania de prevenire a furturilor din automobile și accesorii și respectiv vom desfășura acele activități de informare a populației pentru diminuarea acestui flagel. Pe lângă alte infracțiuni care sunt comise în municipiul Chișinău, furturile din automobile și accesorii este o problemă care afectează toate păturile sociale, mai înstărite sau viceversa. În continuare vom realiza acele activități specifice poliției, pe lângă activitățile speciale de investigație și descoperirea acestor infracțiuni, ne vom axa, cum am menționat, informarea, deoarece un om informat este un cetățean protejat. Alături pentru realizarea companiei menționate s-au alăturat mai mulți parteneri de ai noștri. Avem alături și le mulțumim pentru acordarea celui suport necesar pentru realizarea scopului care mi l-am propus. În continuare vom realiza acele măsuri pentru constatarea faptelor care generează și favorizează comiterea acestor infracțiuni și vom implica societatea civilă pentru a diminua acest flagel. În continuare vrem să oferim cuvântul partenerilor noștri pentru a se expune și le mulțumim. Ulterior vom reveni cu acele măsuri care vor urmează a fi întreprinse. Suntem onorați să participăm și noi împreună cu Direcția Poliției Municipiului Chișinău. La fel, suntem alături și susținem această inițiativă de prevenire a furturilor din automobile și un cetățean informat este un cetățean protejat. Compania Moldasig și-a propus să susțină această inițiativă și noi vom fi alături la tot ceea ce își propune Direcția de Poliție. Sper că și ceilalți parteneri vor susține până la final această inițiativă împreună. Vă mulțumim pentru intervenție. Vreau să fac o precizare, înseamnă că alăturat companiei noastre sunt mai multe companii petroliere, din diverse motive obiective nu sunt prezente aici. Unele acțiuni de bază care vor fi informarea cetățenilor și vor fi plasate acele avize, recomandări pentru cetățeni la intrare sau la pompele de alimentare, la acele benzinării, la companiile de asigurare, ca orice consumator, vorbim de conducători auto, când vor vizita acele companii petroliere pentru a se alimenta, vor face cunoștință cu acele reguli de bază care au menirea de a curma și a preveni acele genuri de infracțiuni. Vă mulțumim! Pe scurt, urmează la etapa actuală să întreprindem careva măsuri de informare a conducătorii auto care se află în adiacent la etapa actuală și vom reveni cu măsurile noastre care vor fi realizate pe parcursul campaniei. Vrem să menționăm că din începutul anului curent în municipiul Chișinău au fost înregistrate 181 de infracțiuni și anume ce afectează conducătorii auto, mă refer la furturile de accesorii și bunurile lăsate fără supraveghere în unitățile de transport. Pe această cale venim cu unele recomandări către cetățeni. La părăsirea mijlocului de transport, să nu lase lucrurile de preț la vedere, totodată la plecare să încuie portierele și respectiv unitatea de transport să fie dotat cu un sistem de semnalizare performant, totodată la parcarea automobilului să fie într-un loc specializat sau după caz bine iluminat pentru a descuraja acest comportament deviant. Dacă sunt întrebări, suntem gata să răspundem. Mersi. Thank you.
întrebări. Da, vă prezentați, vă rog frumos, mai întâi, da. Numele, prenumele, funcția. Sunt Tudor Burș, șef adjunct a Direcției de Poliție Municipii Chișinău. Așa, să ne spuneți de ce să lansați această campanie de informare? Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău, în urmare analizei efectuate, în permanență desfășoară diverse activități specifice poliției, precum și campanii de informare, urmarea a prevenirii diferitor genuri de infracțiuni. La etapa actuală am constatat că numărul de sustrageri de accesorii și din automobile este puțin în creștere în comparație cu anul precedent. Respectiv, la etapa actuală avem 180 de infracțiuni, și ne propunem pentru prevenirea acestui flagel să informăm populația. La activitatea noastră polițienească s-au oferit să ne acorde suportul 4 companii petroliere și respectiv o companie de asigurări și respectiv unele din acțiuni care vor fi întreprinse este plasarea la intrare în benzinării sau pe pompa de alimentare a celor stickere, acelor pliante informative, ca orice conducător auto, când intră în benzinărie, să fie informat despre cele măsuri de siguranță necesare pentru a preveni acest gen de infracțiuni. Pe lângă activitățile menționate, poliția va desfășura diverse razii în comun cu alte subziuni al Ministerului de Interne pentru a reține și a curma acele infracțiuni care sunt înregistrate în capitală. La fel, vor fi înaintate atâta recomandări și sesizări în adresa instituțiilor abilitate, unde în cazul vor fi constatate cauze și condiții care favorizează comiterea acestui gen de infracțiuni. Ați spus că sunt în creștere infracțiunile. Cu cât la sută în comparație cu anul trecut? În comparație cu anul precedent avem 40 de cazuri mai mult, 42 de cazuri înregistrate mai mult la genul dat de infracțiuni. Veți împărți pliante astăzi sau și în alte zile? Da, începând de astăzi, deja avem acele pliante informative. Colegii vor repartiza conducătorilor auto cât și vor plasa pe parbrizul unităților de transport. Iar începând cu ziua de mâine, partenerii noștri vor afișa în locuri vizibile acele stickere și pliante informative. Cele mai dese modalități, nu știu, pe care le folosesc infractorii, care sunt? Cele mai diverse modalități sunt deteriorarea geamului sau sustragerea acelor accesorii, cum ar fi oglinzi sau alte bunuri de la mijloacele de transport. Cei ce ne-am referit la bunurile sustrase sunt acele genți lăsate, tehnic de calcul sau accesorii care sunt lăsate în loc vizibil în unitățile de transport. Acest lucru, desigur, favorizează comiterea infracțiunilor și noi venim cu acest mesaj pentru a diminua flagelul dat. De numărul total al celor infracțiuni care au fost făcute, câți vinoveți au fost găsiți? Din numărul total de infracțiuni, 70% sunt descoperite. La etapa actuală se întreprind acțiuni procesuale și de activități speciale de investigație în vederea identificării tuturor făptașilor, deoarece pentru noi este prerogativa toți făptașii să fie trași la răspundere. Și cum sunt ei pedepsiți? Independență, infracțiunea dat face de categorie infracțiunilor ușoare și respectiv sunt atâta ca pedeapsă este amenda, cât și muncă remunerată sau până la 3 ani de pușcărie. Amenda, valoare? Amenda este atâta avem unele fapte contravenționale, avem și penale. La aspectul dat, noi vorbim de faptele penale și respectiv instanța apreciază și aplică aceeași sancțiune. Razii vor fi doar pe perioada campaniei sau urmează să fie majorat numărul de patrule în oraș, în considerare că a crescut numărul? Noi activitățile de patrulare le realizăm în comun cu subziunile Ministerului Afacerilor Interne, cât și Inspectoratul General al Poliției, dar la etapa actuală vom intensifica acele activități pentru formarea și descoperirea celor infracțiuni. Ca sfat, care sunt lucrurile în care șoferii nu ar trebui să-și parcheze mașinile? Cele mai vulnerabile sunt locurile întunecate și respectiv nu sunt supravegheate de careva camere video. În ziua de astăzi noi cunoaștem destul de bine infracțiuni și s-au schimbat profilul, deoarece monitorizează inițial dacă nu sunt camere de luat vedere pentru a nu a fi identificați ușor, dar poliția întreprinde cel spectru larg de măsuri investigative pentru identificarea lui. Campanie de informare va dura 2 luni de zi. Care sunt acele sisteme sigure antifurt în mașină? Despre ce este vorba?
Cel mai bun sistem de siguranță este siguranța personală, respectiv nelăsarea lucrurilor la vedere. Dacă ne referim la aspectul de securizare a mijlocului de transport, deja fiecare persoană are posibilitatea și capacitatea de a-și dota cu cel mai performant sistem de semnalizare care să dea alarma posesorului mijlocului de transport pentru a interveni. Și totodată venim cu sugestii către cetățeni în cazul când văd careva persoane suspecte să nu ezite să apeleze poliția prin intermediul serviciului unic de urgență 112. În numele funcționarului? Tudor Borș, șef adjunct Direcția Poliției Municipiului Chișinău. Mulțumesc!